Bateriile, aparatele casnice și electrocasnice mai vechi, ce stau stricate prin gospodării ori vor fi înlocuite în curând, conțin materiale toxice pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu. Deșeurile de echipamente electrice și electronice, prin componența lor, conțin substanțe toxice și compuși, care pot dăuna atât sănătății umane cât și mediului, dacă sunt aruncate la întâmplare. Mercur, plumb, plum. Exact, exact, cum precizați, și dumneavoastră, mercurul găsim în tuburile de la televizoarele istorice, așa le numim noi. Uh -huh. Mercurul se găsește în becuri neoane și freonul îl avem cu toți în frigiderele noastre, în acele frigidere care încă sunt ieșite pe liniile producătorilor cu componență de freon. Pentru că, din punct de vedere legislativ, s-au adoptat niște modificări prin care se uh, îngrădește uh, producătorul să folosească substanțe toxice în producția echipamentelor electrice și electronice. Uh -huh. Acest tip de aparatură poate fi colectat cu ușurință din gospodării odată ce fie operatorul public de salubritate, fie alți operatori sau asociații sunt anunțați. Au un regim special. Acestea nu pot fi aruncate la un loc cu celelalte tipuri de deșeuri. Așadar, orice persoană fizică sau juridică care dorește să scape într-un mod responsabil de deșeurile de echipamente electrice și electronice poate să dea o căutare pe Google, da? poate suna operatorul de salubritate din orașul în care locuiește. Sunt operatori de colectare care pun la dispoziție servicii gratuite de preluare a acestor tipuri de echipamente. Susținerea și încurajarea colectării selective este și obiectivul proiectului Colectează Selectiv, Salvează Natura, implementat de Asociația UFE și finanța de primăria municipiului Iași.